Vrem pace, strigăm noi. Vrem pace, strigați voi. Și ne pregătim de război. Și noi, și voi. Am început cu acest mesaj tulburător din volumul Săgeți al lui Petru Cărare, fiindcă se potrivește situației dramatice de azi, dar și de acum 30 de ani. Pentru a înțelege mai bine ale cui și care interese sunt după culise, vom discuta cu Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat în istorie. Domnul Petrencu, bună ziua și vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. Domnule profesor Petrencu, ce s-a întâmplat de fapt la 2 martie 1992? Pe data de 2 martie 1992 au avut loc ciocniri violente între poliția, deci organele constituționale care se aflau în stânga Nistrului și separatiștii. De fapt, e vorba de cazacii care au venit de pe Don, cetățeni ruși cu pașapoarte rusești în regulă, nou primite, pentru că Federația Rusă de asemenea și-a proclamat independența de stat față de fosta URSS, și se potrivește exact cu momentul când Mircea Sneagu, președintele Republicii Moldova, a ținut un discurs în Organizația Națiunilor Unite și Moldova a fost acceptată ca membru de plin al Organizației Națiunilor Unite. Coincidență sau nu, dar iată, de aici au pornit aceste violențe din partea separatiștilor din stânga Nistrului și ne-am pomenit cu un război susținut de Federația Rusă, care avea pe teritoriul Tiraspolului armata A-14, înzestrată cu tehnică militară, cu tancuri, cu tot ce este necesar unei armate, și Federația Rusă s-a implicat direct în acest război, oferind separatiștilor și gărzilor acestui regim de la Tiraspol, gărzilor militare, armament, logistică, tot ce era necesar pentru a duce război, un război adevărat. Și iată că noi, tânărul stat, Republica Moldova, la puțin timp de la proclamarea independenței de stat, ne-am lovit cu o agresiune din partea unui stat mult mai puternic, ca să fie foarte clar. Și în așa situație ne-am pomenit cu un război pentru apărarea independenței și integrității teritoriale Republicii Moldova. Așa se numește el oficial și așa este corect să-l numim și noi. Acum, în momentul de față, când suntem noi în 2022, eu cred că ar fi oarecum greșit să învinuim Ucraina pentru ceea ce a fost comis atunci. Eu sunt convins că astăzi, dacă ar fi, nu s-ar fi permis nici musca să zboare de pe teritoriul ucrainean. Atunci însă, într-adevăr, s-au implicat, au fost toleranți conducătorii de atunci ai Ucrainei și sigur că nu am primit din partea Ucrainei un ajutor în sensul acesta, în sensul opririi acestor mercenari. Pentru că știți cum s-a întâmplat? Când au fost uciși anumiți dintre înșei, au fost percheziționați să se vadă cine sunt, documentele care sunt. Și v-am spus că pașapoartele erau ale Federației Rusă și erau și bani acolo, dolari. Adică era clar că ei sunt plătiți cu bani pentru a lupta împotriva Republicii Moldova. Nu pentru idealuri, nu pentru nimic altceva, dar pur și simplu să intimideze Republica Moldova, să nu cumva că era și această dorință de a realiza reîntregirea Republicii Moldova. Frontul Popular era care punea problema unirii cu România. Și asta au fost motivele, plus limba rusă, ei sub motivul ăsta, că limba rusă ar fi oarecum marginalizată și nu li se permitea lor să vorbească limba rusă, este un fals. Deci, în realitate, interesul separatiștilor a fost să păstreze controlul asupra întreprinderilor din stânga Nistrului. Pentru că trebuie să spunem telespectatorilor că din bugetul Republicii Moldova, care s-a acumulat din toate localitățile, din toate activitățile economice, marea majoritate mergea în industrializare, dar care avea loc dincolo de Nistru. Adică aceste întreprinderi care sunt importante, uzina metalurgică de la Râbnița, de exemplu, sau fabrica de conserve de la Tiraspol, alte întreprinderi industriale construite din bugetul Republicii Moldova, dar în stânga Nistrului. Și sigur că asta era o proprietate foarte importantă, multe uzine legate cu complexul militar-industrial
sovietică înainte și a Federației Rusă după destrămare URSS, sigur că interesul lor era unul material, clar, financiar. Primul președinte a Republicii Moldova, Mircea Snegur, a fost de multe ori acuzat, ba chiar blamat, că nu l-a închis pe fostul lider de la Tiraspol, Igor Smirnov. Ba chiar din contra, ciocnind cu el o cupă de șampanie. În istorie, liderii politici mai fac și greșeli, mari sau mici, dar important este să le recunoască și să-și asume. Cum credeți, acum, după 30 de ani, Mircea Snegur regretă acest lucru? Cum a fost posibil? Pentru că capturarea lui Smirnov a fost o operațiune special organizată. Și domnul general Ion Costaș, în cartea care a semnat-o, el acolo descrie această aventură militară foarte primejdioasă pentru echipa care a mers la Kiev și acolo a fost capturat Smirnov, a dus aici, închis în Chișinău și iată că la un moment dat a fost eliberat. Întrebarea este cine l-a eliberat? Se pare că Mircea Snegur nu era atunci pe teritoriul Republicii Moldova. Alți responsabili au fost care au luat decizia de a-l elibera. Sigur că au fost niște presiuni. Acum, iată ce vreau să vă spun. Noi bănuim cine l-a eliberat. Dacă au fost presiuni din partea Federației Ruse, atunci așa trebuie să ne spună. Am în 2020, ceea ce întrebați dumneavoastră, regretă sau nu regretă? Să ne spună, stimați telespectatori, nu regret, pentru că am fost presat, au venit deputați din Rusia de acolo, Travkinul nu era, și alții care m-au amenințat și așa mai deși, am fost nevoiți să le eliberăm. Să le eliberăm cu condiția că el a fost condiționat, eliberat, să nu participe în viața politică, să nu lupte împotriva Republicii Moldova. Dar el nu s-a ținut de cuvânt. Asta tot e problema. Și pe urmă, faptul că o ciocnită Mircea Snegur cu dâns, o cupă de șampanie, este foarte regretabil. Regretabil, pentru că înseamnă că îl recunoști. Cine și sub ce formă a ajutat Republica Moldova în acel război? Cred că România, cât a putut, bineînțeles. Pe urmă, așa, activitatea comunității internaționale nu am simțit. A fost așa un caz foarte ciudat aici în istoria noastră, când secretarul de stat al Statelor Unite, James Baker, a venit la președintele Republicii Moldova și a întrebat cu ce să vă ajutăm. Ci să, eu citesc din memorie și s-a spus, stați să ne sfătuim cu Moscova. Adică eu vreau să spun că atunci, în 1992, încă mai plana probabil că această dorință de a se distanța de URSS ideologică și comunistă și a crea o comunitate de state, așa și s-a spus, comunitatea statelor independente, care, așa ni s-a spus, va fi ceva... va prezenta o concurență Uniunii Europene. S-a dorit așa la un moment dat să fie ceva asemănător cu Uniunea Europeană, să fie... În fond nu era ideea foarte, foarte proastă, știți? Și iată, dacă acceptăm această teză, înseamnă că dorința conducerii de la Republica Moldova era poate nu atât să ceară ajutor din Occident, cât să se împace cu Moscova. Când și în ce circunstanțe Republica Moldova ar putea adera la NATO și UE? Bună întrebare asta. E bună întrebare. Eu cred că ea trebuie tot adresată conducerii noastre. Pentru că ceea ce vedem noi cu ochii sporește numărul adepților întăririi securității Republicii Moldova. Este foarte important ca oamenii care susțin aderarea la NATO să crească, să fie încurajați, să fie mai mult de 50% din respondenți. Și, bineînțeles, să fie decizia luată de același Parlament, prin care să se modifice Constituția. Aici este nevoie de 2/3 din deputați. Să modificăm, să scoatem din Constituție statutul de țară neutră. La nimic nu ne ajută. Țară neutră este atunci când marile puteri te recunosc că ești neutră, dar nu când tu te declari că ești neutră.
Noi ne-am declarat neutri, dar avem aici militari ruși pe teritoriul acestui stat, între ghilimele, neutru. Deci este literă moartă în Constituție. Să scoatem bariera asta și atunci să fie pusă problema aderării la NATO. Sau să rămână literă moartă în Constituție, dar tot să cerem aderarea la NATO. Asta trebuie să o facă organele competente. Noi putem așa să discutăm, putem să organizăm un meeting, putem să cerem, dar totuși aici, dacă e vorba de securitatea Republicii Moldova, asta poate fi garantată doar de NATO și în cadrul NATO. Acum, după 30 de ani de la războiul de pe Nistru, care este concluzia? Concluzia este următoarea. Am vorbit cu mulți veterani de război, care sunt oarecum nedumeriți pentru ce au luptat ei atunci în 92. Știți de ce? Pentru că statul Republica Moldova, nu știu cum, a rămas foarte indiferentă față de mulți din trânșei. Au rămas văduve cu copii, au rămas veterani care au luptat atunci, erau în vârstă, acum au o vârstă înaintată și au nevoie de un ajutor medical, au nevoie de o susținere elementară, au nevoie, în unele cazuri, de susținere morală. Și cu regret, mulți din trânșei strâng de umeri și nu știu pentru ce au luptat. Deci o concluzie ar fi următoarea, că bravii noștri soldați, mulți din trânșei soldați, adică mă refer la polițiști, la voluntari care s-au încadrat în lupte, ei au apărat independența Republicii Moldova. Și dacă noi spunem astăzi că Republica Moldova este un stat independent, independent față de Federația Rusă, că am fi fost altfel, am fi o provincie rusească, un fel de Kaliningrad II. Deci această independență li se datorează lor. Asta este o concluzie. Și veșnică memorie celor care au căzut, că au căzut pe câmpul de luptă, mai ales la Tighina, și avem cifre oficiale, în jur de 400, nu mai mult de 400 de oameni au murit. Dar știți ce vreau să spun? Eu am citit memoriile unor participanți la luptele de la Tighina, și ei spun că ei cu ochii lor au văzut că au fost împușcați sau ei au tras sau aici s-au tras în partea asta, altă, și au murit foarte mulți. Adică am impresia că, adică nu impresie, scuzați, certitudine am. La noi nu s-a făcut, statul Republica Moldova nu a făcut o inventariere clară câți au murit totuși. Nu s-au făcut nici cercetări din stat, o comisie cu medici, legiști, cu istorici, cu oameni politici să meargă. Probabil că nu au acces în Tighina, nu au acces dincolo de Nistru, că au fost și dincolo de Nistru lupte. Și probabil că și nedorința asta. Dar asta este obligația statului, să știe cifra cât mai exactă. Poate 100% nu, dar cât mai exact suntem obligați. Și sigur că este foarte important ca statul, așa cum suntem noi, săraci, nu știu ce, totuși să aibă grijă de acești veterani. Pentru că ei au salvat Republica Moldova. Domnule Petrencu, să trecem la țara vecină, Ucraina. Ce se întâmplă de fapt acolo? În Ucraina e mare tragedie. Este declanșat un război agresiv al Federației Ruse. Război care, cuvântul, noțiunea de război nu este permis în mass media din Federația Rusă. Ei spun că este o operațiune militară de împăcare, de pacificare a Ucrainei. Și scopul care l-a propus Putin, care este comandant suprem a trupelor militare și este președinte Federației Ruse, a fost clar spus. El luptă pentru demilitarizarea Ucrainei și denazificarea Ucrainei. Adică, în opinia lui, conducerea aleasă a Ucrainei este formată din neonaziști. Ceea ce este absurd. Că s-a împotmolit această campanie militară este clar pentru toată lumea. Putin considera că timp de o zi, două, în general pentru duminică el vrea, asta a început, joi a început, deci joi dimineața, pe la ora 5. El credea că duminică o să intre în Kiev și o să citească o cuvântare acolo, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că ucrainenii nu i-au întâmpinat cu pâine și cu sare așa cum credeau ei, și de aici se pare că este o ruptură foarte mare între realitatea care este și în Federația Rusă și în Ucraina și ceea ce crede Putin. Se pare că cei care conlucrează cu dânsul, cu Putin, îi duc știri care îi plac lui, ceea ce îi place lui.
Adică nu ceea ce este în realitate. Și asta i-a creat lui așa o imagine falsă despre realitățile care sunt. Pentru că eu vreau să spun așa, Ucraina și ucrainenii este o nație aparte. El, Putin, în discursurile sale, nu recunoaște ucrainenii ca popor aparte. El spune că este niște ruși cu o limbă stricată, că nu există. A spus că Lenin a creat Ucraina. E un absurd. Este o chestie absurdă. Nu întâmplător acei peste 150 de istorici care au adresat un protest Federației Rusă protestează și împotriva unor interpretări greșite a istoriei, că această pistă greșită lasă și un teren pentru promovarea unei politici greșite. Putin crede că într-adevăr ucrainenii nu există, că ei sunt naționaliști, că sunt banderoviști, că sunt neonaziști și așa mai departe. Zelenski este evreu și bunelul lui Zelenski a fost veteran de război, luptat împotriva Germaniei naziste. Cum poți să spui unui evreu că el este neonazist atunci când el s-a educat într-o atmosferă antinazistă, împotriva naziștilor? Și asta cu regret se întâmplă. Deci rușii au început să bombardeze orașe pașnice, inclusiv capitala Kiev, dar și Harkov și alte orașe. Orașe civile, cu populație civilă, sunt foarte multe victime. Este o mare tragedie ceea ce se întâmplă. Și nu se vede capătul. Pentru că, ascultați, acest ultimatum care este dictat de către Kremlin, el nu poate fi acceptat de către ucraineni. Prea mult sânge s-a vărsat și prea multe distrugeri s-au făcut ca să se găsească un X sau Y, că zic că da, noi suntem de acord. Suntem de acord cu ce? Sunt de acord ca să-l aresteze pe Zelenski și echipa și să-i dea lui Putin, să-i aducă acolo pe tava la Kremlin. Niciodată n-a să fie lucrul ăsta. Deja, lucrurile sunt prea departe, s-au ajuns. Poate fi încheiată pacea doar cu răsturnarea lui Putin, ca să fie foarte clar. El trebuie să fie răsturnat. El este criminal de război și deja la Haga au început să-i facă dosar lui și lui ministrului Lavrov, ministrul de externe lui Șoigu, așa că băieții ăștia sunt deja catalogați ca criminali de război. Trebuie să existe o forță, greu de imaginat, o forță din interiorul Federației Rusă, pentru că încet, încet, de la 22 de ani, deci șurubul s-a strâns, toți opozanții reali, dar și imaginari a lui Putin au fost ori fugăriți în afara frontierelor, ori Navalny este, știm foarte bine, este un simbol al rezistenței și stă în pușcării, după ce tentativa de asasinare prin otrăvire a ieșuat. În acest război de agresiune, în afară de Federația Rusă, cine mai este implicat? Este Belarus. Belarusia este implicată. Este, sigur că stârnește zâmbetul această implicare a Belarusiei, pentru că Lukashenko este un dictator setos de putere și nu știu cum să spun, tremură pentru putere. El pentru putere își dă și viața. Și este un mare mincinos. Pentru că el mereu spune că ăștia sunt frații noștri, sunt ucrainii noștri, de pe teritoriul nostru niciodată nu va porni deci unelte militare sau tancuri și așa mai departe pe teritoriul Ucrainei. Eu am vorbit cu Zelenski, eu am vorbit cu Putin. Deci o face așa pe artistul. Mai avem aici și cecenii care au mers în Ucraina în frunte cu liderul lor, Ramzan Kadyrov. De ce au mers la acest? Da. Ramzan Kadyrov s-a declarat infanteristul lui Putin, soldatul lui Putin, a primit grad de general din mâinile lui Putin și Kadyrov a instaurat în Cecenia un regim pe care l-a protejat Putin. Nu a făcut-o el din capul lui. Ucraina a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Între timp, Parlamentul European a acceptat-o. Când și în ce circunstanțe Ucraina ar putea deveni parte membră a Uniunii Europene? Ai greu de spus. Sigur că ceea ce am văzut noi la televizor, ultimele știri, că Uniunea Europeană dă dovadă de o solidaritate în ceea ce privește susținerea ucrainenilor
Și este explicabil lucrul ăsta pentru că este susținerea democrației. Pentru că noi vorbim cu dumneavoastră de război, dar de fapt este vorba de o problemă globală. E vorba de democrație, pentru că Zelenski a fost ales de popor. Era Poroșenko care a fost contracandidatul lui. Deci tot s-a făcut pe față, nu s-a falsificat, nu s-a impus. Și este o țară democratică. Eu nu singură dată am fost în Ucraina. Pe de o parte țările democratice, pe de altă parte țări autoritare, cum este Rusia, cum este Belarus, cum este Kazahstanul și alte țări din Asia de acolo. Deci aici, în situația în care economia Ucrainei sigur că suferă, ca să fie foarte clar, războiul duce la mari distrugeri, ea are nevoie de susținere și economică, și are nevoie și de susținere politică, și de susținere umanitară, și de solidaritate între statele libere, de democrație liberală, sau de state democratice, și Ucraina care este tot este victimă democratică, este țară democratică, victimă a unui autoritarism. Așa că nu pot să spun anume când, dar sunt condiții propice și pozitive pentru Ucraina ca să fie acceptată, cu toate ceea ce vedem noi. Ministrul de Externe a Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat că Republica Moldova nu se alătură sancțiunilor impuse Federației Rusie pe care au făcut alte țări, europene și nu numai. Cum comentați această decizie? Dacă Republica Moldova, și el este ministrul de externe și a integrării europene, dacă Republica Moldova a semnat acest acord de preaderare la Uniunea Europeană, Maia Sandu mereu ne spune că noi suntem orientați spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne-a ajutat foarte mult. Să ne amintim de această nenorocită pandemie, numai câte medicamente au fost aduse, multe dintre ele gratuit ni s-au oferit și multe ar fi de spus. În mod firesc, ar fi fost cazul ca Republica Moldova să fie solidară cu Uniunea Europeană, să fie pe aceeași poziție, chiar dacă nu suntem membri ai Uniunii Europene. Dar pe de altă parte se vede că, totuși, orică frica este mare, orică sunt niște lucruri pe care noi nu le știm deocamdată, adică niște angajamente față de Federația Rusă. Pentru că această decizie, ca și cum noi suntem țară neutră și n-am vrea să supărăm pe ruși pentru că ei ne dau gaz, știți, mielul blând suge la două oi. Dar dacă o oaie nu-i normală, n-ar fi bine să te orientezi la cealaltă oaie și suge la oaie. Scuzați de această comparație, dar asta este. Știți, această lipsă de caracter, această lipsă de certitudine, ea nu ne servește nouă, deloc nu ne servește. Din potrivă, atunci când tu te respecti, atunci te respectă și alții. Estonia e tot așa o țară de mică ca și Republica Moldova, poate mai puțin cetățeni chiar ca, dar este o țară demnă. Și multe alte exemple, când țări mici, dar demne, și atunci și alții te respectă. Dar dacă tu nu știi ce vrei, dacă îmbli așa ca sâta la cumătri, atunci sigur că e foarte rău. Când și cum s-ar putea termina acest război? Cum știu cum. Ucrainenii n-au să cedeze. Și au să lupte foarte dârz până la o variantă, până la frontierele care au fost cu aici în Donetsk și Donbass, în Lugansk și Donetsk, până la frontierele acestor republici și până la frontiera, până la Crimeea, așa luată, anexată de ruși. O variantă. Acum depinde dacă ucrainenii vor avea forță. Știți ce vreau să spun? Forțele militare nu sunt egale. Rușii au o armată uriașă. Așa că aici nu sunt inepuizabile forțele Ucrainei ca să facă mai mult. Dar cel puțin să alunge pe ruși de pe teritoriul Ucrainei controlate până la începerea acestui conflict, s-ar putea. Asta ar fi o variantă. Alte variante nu există, că nimeni, să ne închipuim așa prin absurd că dispare Zelenski cu conducerea, oricare altă conducere a Ucrainei nu va putea să controleze teritoriul dacă nu eliberează teritoriul. Acum când? Tot depinde de Putin personal. Nu știu cine îl poate convinge pe dânsul, nu știu cine poate ajunge cu niște informații corecte. Poate l-ar convinge cumva.
Pentru că se pare că el cere, dați Chievul, dați Chievul. Dar ăștia să tem să-i spună că noi deocamdată Chievul nu putem să-l cucerim. Deci de dânsul personal depinde. Iată, el dacă decide, atunci totul se termină. Deocamdată nu știu cum să ajungă la dânsul. Domnule Petrencu, mesajul noastră pentru cetățenii Republicii Moldova în aceste timpuri tulbure. Mesajul meu este ca să ne păstrăm calmul, să fim foarte lucizi în tot ce se întâmplă, să nu intrăm în panică, Doamne ferește. Deocamdată nu există primejde de invadare a Republicii Moldova de către Federația Rusă, pentru că ei au foarte multe probleme acolo unde s-au băgat. Și deocamdată nu au succes. Deci asta ne încurajează. Pentru că dacă Chievul trebuia să fie ocupat până duminică, deci joi, vineri, sâmbătă și duminică, așa s-au gândit, 72 de ore. Deci în 72 de ore trebuia să fie luat, dar nu s-a realizat. Așa că noi avem șansă să nu fim agresați, să ne păstrăm independența. Trebuie să ajutăm frații noștri, ucrainienii, mă refer la frații de nevoie, că noi tot avem regim aici separatist, să ne facem datoria de cetățeni față de țară, față de neam. Domnule profesor, noi vă mulțumim pentru mesaj și pentru interviu și să sperăm că nu vom mai fi nevoiți să abordăm o asemenea temă într-un asemenea context politic. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație și să sperăm că se va termina. Sănătate și pace tuturor!